Practic este o săptămână în care noi concentrăm aceste activități de prevenire, însă aceste activități le derulăm în mod constant, împreună și cu dumneavoastră, cu partenerii instituționali. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc, în primul rând, pentru prezența dumneavoastră alături de noi, așa cum am spus în această zi, cât și pentru sprijinul pe care ne-l acordați constant în desfășurarea acestor activități preventive, pentru că numai împreună, dacă facem front comun, reușim să desfășurăm aceste activități în mod corespunzător, în beneficiu buzoienilor. Pentru că Săptămâna Prevenirii Criminalității este repartizată pe zile, nu vor organiza astfel încât pe data de 2 și voi astăzi să ne îndreptăm atenția către activitățile pentru orientarea siguranței copiilor. 25 mai este destinată prevenirii dispariților de minori, precum și aplicărilor voluntare de acasă, întrucât ziua este dedicată la nivelul internațional prevenirii dispariților de minori, aceasta fiind și ziua în care se celebrează, dacă pot spune, aceste evenimente. Vom desfășura și noi activități pe această linie. Ceea ce trebuie să menționăm este că la nivelul județului Buzău, până la acest moment, nu avem înregistrate dispariții propriu-zise de minori, în ceea ce privește răpirile. De control total asupra lor, pentru că o clipă de atenție să se dați din fericire cu la copii. Acest aspect noi l-avem în atenție, el reprezintă o constanță, o constantă a activității noastre și nu neapărat la minor, dar și în segmentul gimnazial și preuniversitar. Am avut des întâlniri cu cadrele didactice, cu elevii lor, împreună cu reprezentanții colegele mele de la prevenire, de la Biroul de Siguranță Școlară, în care am încercat să îi conștientizăm și pe tineri cu privire la responsabilitățile pe care le au vis-a-vis de obținerea permisului de conducere, pentru că numai acel document reprezintă have must, dar trebuie să conștientizeze că și după aceea ei trebuie să respecte niște reguli minime, în primul rând pentru siguranța lor, dacă nu numai și pentru siguranța altor participanți la trafic. Așa cum spunea și colega mea, se vor desfășura în această perioadă activități cuprinse în planul de măsuri pentru implementarea unei campanii de prevenire a faptelor de port sau folosire de obiecte periculoase. Foarte multe persoane nici nu știu că simplu port se pedepsește. Consideră că doar dacă îl folosesc ar putea fi trași la răspundere. Foarte simple, faptul că urmează să fim înșelați. Pentru că în momentul în care suntem redirecționați către un site și conține greșeli gramaticale, în momentul în care se insistă la noi a cumpăra anumite produse financiare și se revine în mod repetat, e clar că trebuie să ne ridicăm un semn de întrebare. Toată lumea are acum aplicații, e foarte ușor să fim contactați pe diferite mesaje, pe diferite rețele de socializare, se solicită date personale, de la un simplu câștig până la o simplă invitație, dacă accesăm linkul respectiv, nu ne dăm seama, citim, nu băgăm în seamă, iar în spate infractorii rulează pe telefonul nostru, ne accesează aplicațiile, avem rulate carduri bancare și tot sistemul de plăți și apoi e foarte ușor ca să fim deposedați de sume importante de bani. Facem eforturi prin diverse comunicări încă la deschiderea contului de a-i spune că sunt riscuri la care trebuie să fie foarte atent. Deci prima reacție când identificăm o astfel de situație este să securizăm contul clientului respectiv, iar pasul 2 este să-l îndrumăm, că nu o putem face, dacă are măcar o suspiciune că a fost înșelat, să adreseze instituțiilor abilitate, în speță dumneavoastră.